Bună ziua! Bine ați venit! Vă spunem că urăm bun venit pentru al doilea an consecutiv la această manifestare sub semnul bibliotecilor nemțene și a valorificării patrimoniului local, care este foarte important pentru noi grințișeni. Avem oaspeți de seamă, bibliotecari, dar nu numai. Pe lângă acțiunea pe care o susținem noi bibliotecarii pentru bibliotecile publice, la Grințieș va fi prezentat un proiect dedicat monumentelor comemorative din județul Neamț, inițiat de pasionatul cartofil și editor Viorel Nicolau. Un proiect dedicat monumentelor comemorative nu vor lipsi momentele artistice. Remarcăm prezența presei scrise, Monitorul și Apostolul, dar și presei vorbite, Turn TV, prin prietenul nostru, Gabi Muteanu, care va transmite live manifestarea noastră. Urmează Grințieș Munte Rotat, un adevărat imn al nostru și va fi cântat de ceata lui Vasile cel Mare. Grințieș munte frumos, măi măi, Grințieș munte frumos, ia scoboară-te mai jos, ia-o-ți măi, ia-o-ți măi, mândruțo, să mă sui în vârful tău, măi măi, să mă sui în vârful tău, să mă uit în satul meu, ia-o-ți măi, ia-o-ți măi, mândruțo. Grințieș munte rotat, măi măi, Grințieș munte rotat, nouă vermi te-am vărat și nimic nu ți-am stricat, măi măi. Nu mă creangă ți-am ciuntat, măi măi, nu mă creangă ți-am ciuntat, și aceea de faguscat, armele de-am aninat, măi măi. Dar la locul din cărare zace Vasile cel Mare, nu știu, zace sau se face că lui gura nu-i mai face. Vezi, băi mici și ospătați, că de azi mâine colea capitan n-ați mai avea. Și te bea un ticălos ce vă va băga la gros. Și hai duce așa cânta când Vasile hai ducea. Frunză verde de cicoare, măi măi, frunză verde de cicoare, cât-i lumea de sub soare, nu-i ca Vasile cel Mare, măi măi. Toată vara pe Grințieș, măi măi, toată vara pe Grințieș, și iarna stolernaiești, ia-o-ți măi, ia-o-ți măi, mândruțo. Și Vasile așa zicea, măi măi, și Vasile așa zicea, ori era când îl ducea, ia-o-ți măi, ia-o-ți măi, mândruțo. Grințieș munte frumos, măi măi, Grințieș munte frumos, de azi rămâi sănătos, că mă duc pe vale-n jos, măi măi. N-o fi astăzi, n-o fi mâine, măi măi, n-o fi astăzi, n-o fi mâine, când o-i mai veni la tine, ia-o-ți măi, ia-o-ți măi, mândruțo. N-o fi mâine nici aldată, măi măi, n-o fi mâine nici aldată, când te-oi mai vedea vreodată, ia-o-ți măi, ia-o-ți măi, mândruțo. Vă mulțumim! Copiii dansuri, verde de um arbusto, shai la la. Foi verde de um arbusto, trece um novo raspe sus, shai la la la, la 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 la.
nu-i ploaie ori nici soare, șai lai la. Nu știu-i ploaie ori nici soare, ori lacrimi de fată mare, șai la la la. Ah, 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 ah.
și dansator de la școala gimnazială din Tiești. Le mulțumim tuturor oaspeților noștri la proiectul Biblioteci Neamțene. Mulțumim oaspeților de la Biblioteca Județeană Neamț, Biblioteca Bicaz și zona Bicazului, precum și bibliotecile de pe Valea Muntelui. Le mulțumim tuturor, Biblioteci Neamțene 2018.
500 de fotografii. În carte, datorită condițiilor de materiale, am introdus doar 550, iar ca monumente am adăugat monumentelor și însemnele memoriale, care înseamnă troicele, crucile, și alte simboluri care pot fi plăcile memoriale, care pot fi asimilate în semnelor, tablourile care se găsesc la unele biserici, unele tablouri vechi din primul război mondial, altele refăcute după ce vremea și-a spus cuvântul și degradarea a intervenit, refăcută în anii 60 sau chiar în anii 90. În câteva localități din județ se găsesc tablouri. Metoda plăcilor a ocupat anul acesta cam multe localități din județ. În locul monumentelor ridicate cu pioșenie, în semn de omagiu pentru eroii morți în război, în războiul de independență, în al doilea război balcanic, în primul război, au venit plăcile memoriale făcute după cel de-al doilea război, iar anul acesta, cum am mai spus, s-au pus foarte multe plăci pe monumentele vechi, în amintirea eroilor, cu completări mai mult sau mai puțin inspirate. Materialele noi au ajutat la degradarea monumentului vechi, au apărut noi înscrisuri în care, cu bucurie și regret în același timp, apar noi finanțatori și neapărat
primarii și consilierii locali care nu au contribuit decât prin adoptarea unor hotărâri, în a spune, da, punem o placă pe un monument, în general, din suflet, teoretic și ipocrit, pentru că plăcile nu spun nimic, sentimentele sunt mai alese. În toate vremurile, oamenii și-au prețuit eroi. Și în zona Neamțului, acest efort și sacrificiu suprem, renunțarea la viață, a dus la o Românie mare, la o Românie independentă. În una din cărți am introdus o carte poștală din primul război mondial, în care un capitan din Târgu Neamț scrie mamei sale, el fiind pe front, scrie despre el cum este, că a fost sau nu bolnav, că este sănătos, că mai are rufe curate și în final scrie ceea ce ne durea la acea vreme, pentru că România încă era doar Muntenia și Valahia, scrie al vostru trăienelu, care cu mitraliera lui împușcă ungurii. Astea au fost vremurile. După 100 de ani, ne găsim în aceleași momente în care unora le este teamă că România ar putea fi din nou ciopârcită, unii fac exces de patriotism, iar puțini sunt cei care încă caută să readucă în memorie eroii adevărați. Și pentru că la proiect nu am fost mai adulți, ci au fost și copii, ne-am gândit să premiem câțiva copii pentru ajutorul pe care l-au dat și pentru articolele lor, chiar dacă puțin au fost ajutați și de altul, dar au muncit. Și aș vrea să vină în față să le acord un premiu în cărți a fratinei Andreea și Alexandroia Elena și Matei Diacon. Vă propun să-i aplaudați pe colegii voștri și să le urmați exemplu. Că vor primi cărți ca o răsplată pentru efortul lor, ca o prețuire a faptului că au avut curajul la vârsta lor să pună un articol interesant într-o carte și să-și asume semnătura. Am să încep cu domnișoarele Matei. Ești de acord, nu? Mersi de îngăduință. Fără carte, eu consider că nu se poate face educație. Fără educație, nu putem avea pretenția la civilitate. Felicitările noastre. Matei. Pentru Matei am vrut să aducem o enciclopedie de istorie, că vrea să ia pe urmele tăticului lui, dar am zis că are o bibliotecă suficient de bună și va continua să-și o facă. Dragi copii, felicitările noastre, vă mulțumim că ați zis ceva. Felicitări părinților pentru copiii reușiți și la fel voi copii puteți în următoarele ediții ale sărbătorilor cărții și istoriei noastre să participați și voi cu lucrări. Vă voi prezenta și cele două cărți. Copiii au primit câte o carte din poveștile eroilor noștri, unde ei au contribuit, și Ghidul Monumentelor, care este o carte reușită, având și girul preoților care și-au dat obolul. Majoritatea monumentelor sunt pe lângă școli și biserici și primării, mai ales în ultimii ani. Poveștile care se pot înșirui pe baza adunării materialelor sunt diverse. Au fost oameni care au ajutat fără să cunoască delegații care umblam pe dealuri. Am trecut de la Șes, din zona Romanului, prin dealurile Dămucului, pe Valea Bistrice, pe la Chiriceni, pe drumuri care nu știam că se poate duce. Cimitirul la Chiriceni este pe un vârf de deal. Nu este drum. Pe vârful German, la Picaschei, am ajuns însoțit. Nu știam cum să ajungem. Poveștile eroilor, poveștile monumentelor, este un subiect care ar trebui să-l avem mereu în suflet.
dacă ne plătim trecutul, dacă știm să trăim prezentul și să ne proiectăm viitorul, vom avea o viață bună. Vă doresc fericire. Mulțumesc! Bună ziua și bine ne-am regăsit, iată, după exact un an de zile, de când anul trecut tot aici ne întâlneam pentru proiectul Biblioteca Voiei Muntenea. În primul rând vreau să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor, comunității din Comuna Grințieș, că ne sunteți din nou gazdă și că ne-ați primit în mijlocul dumneavoastră. Iată-ne din nou astăzi să continuăm ce am început practic anul trecut, și anume Biblioteca Voiei Muntelui s-a transformat în Biblioteci Nemțene, Memorie și Cultură. Deci, din nou vreau să mulțumesc tuturor celor care au facilitat această întâlnire în care astăzi ne revedem. În primul rând vreau să mulțumesc echipei de proiect formată din domnul Ioana Savei, doamna Monica Diaconu, mulțumesc domnului Daniel Diaconu care a fost alături de noi, mulțumesc colegilor din Bibliotecile de Județul Neamț care s-au implicat în acest proiect și felicit și le mulțumesc. Și nu în ultimul rând, mulțumesc Consiliul Județean și Bibliotecii Județene Jessica Ileanu Neamț, cei care au sprijinit și financiar Consiliul Județean și suportul profesional Biblioteca Județeană Neamț pentru ducerea la sfârșit acestui proiect Biblioteci Neamține Memorie și Cultură. De multă vreme în Județul Neamț a existat o preocupare constantă pentru promovarea imaginii bibliotecilor, a bibliotecarilor și a evenimentelor culturale locale. Dar aceasta s-a realizat cu metodele și cu mijloacele timpului. Biblioteci Neamțene, Memorie și Cultură, proiect inițiat și realizat cu sprijinul Consiliului Județean și a Bibliotecii Județene, se adresează bibliotecilor publice și comunităților din Județul Neamț și este, așa cum v-am spus, o continuare a proiectului Biblioteca Voiei Muntelui, realizat în 2017, tot cu sprijinul Consiliului Județean și a Bibliotecii Județene G.D. Chirineanu. Dacă atunci acest proiect s-a dorit a fi un proiect pilot, aș putea spune, să vedem dacă un asemenea tip de proiect este fezabil și poate fi implementat în bibliotecile din Județul Neamț și poate, nu numai, poate fi un exemplu de bună practică pentru bibliotecile publice din România. Deci, proiectul Biblioteca Voiei Muntelui, care s-a implementat în zona numită generic Valea Muntelui, a fost un succes și a fost un veritabil precursor al proiectului actual. Și fiecare bibliotecar, împreună cu voluntarii săi din cadrul proiectului, cei mai mulți dintre ei elevi de gimnaziu și liceu, au pornit să cerceteze spațiul local, să intervieveze, să fotografieze, să afle fotografii vechi, să culeagă povești și legende și să le împărtășească prin ochii, mintea, gândurile și cuvintele lor tuturor celor care doresc să afle despre toate acestea. Inițiatorii proiectului și-au dorit ca bibliotecarii publici din această zonă, cea a Județului Neamț, mai ales cea rurală, să se implice cât mai activ în viața comunității și, totodată, să fie sprijiniți de autoritățile publice locale în activitățile lor. Ca obiectiv general, proiectul Biblioteci Neamțene, Memorie și Cultură își propune să contribuie și la creșterea gradului de utilitate a bibliotecilor publice locale neamțene, prin creșterea gradului de acces la informație, precum și la creșterea vizibilității acestora
prin formarea și promovarea unei imagini pozitive a bibliotecilor publice din rețeaua județeană, iar ca obiectiv specific constă în realizarea unui suport informațional cu existență garantată, permanentă și interactivă, accesibilă și prin internet, conținând mai multe tipuri de informații. Moștenire culturală, manifestări tradiționale, personalități locale, informare comunicare, precum și altele. Prezentul proiect se dorește a fi și un instrument facil și eficient de promovare a imaginii bibliotecilor și de scoaterea lor din izolare. Bibliotecile nu mai pot să rămână doar ceea ce au fost izolate, ele trebuie să promoveze principiul ubicuității informației și trebuie să se adapteze la cerințele și așteptărilor utilizatorilor din prezent și din viitor. Mai mult decât atât, bibliotecile trebuie să anticipeze toate posibile nevoi ale utilizatorilor, oricât de fanteziste ar putea părea unele solicitări de informații. Deci, bibliotecile publice trebuie să fie pregătite să le ofere pe loc sau să le procure în cel mai scurt timp cu putință, până vor fi în măsură să satisfacă solicitările tot mai mari și mai ales tot mai diversificate ale utilizatorilor lor. Ca și produse ale acestui proiect, s-au materializat prin două tipărituri, Ghidul Memoriei Culturale Locale Județul Neamț și a doua Memorie și Cultură, mici studii monografice ale localităților care au fost implicate în acest proiect. Pot să vă spun că dacă ne-am propus ca acest proiect să fie implementat în 15 localități din județul Neamț, am reușit prin implicarea tuturor colegilor, cărora încă o dată le mulțumesc, ca să implementăm proiectul Biblioteci Menține Memorie și Cultură în 20 de localități din județul Neamț. Vă felicit și vă mulțumesc și sperăm ca în continuare să ducem acest proiect în toate localitățile și comunitățile din județul Neamț. Vă mulțumesc! Urmează prezentările pe care noi, bibliotecarii, le-am alcătuit fiecare. Începem, bineînțeles, cu Grinție și pentru că suntem gazde. Și anul acesta, ca și anul trecut, o să vă prezentăm lucrul cel mai inedit pe care îl are comunitatea noastră, Festivalul Haiducilor, care este la a doua ediție. Proiectul acesta a fost inițial de Asociația Grințieș, sprijinit de Consiliul Județean Neamț. A avut succes în anul 2017, așa cum reiese din imagini. Iar acesta a fost motivul pentru care s-a făcut și a doua ediție. Această ediție, a doua, a fost surprinsă cu acuratețe de emisiune exclusiv în România, prezentată de Cristian Tabără. Acesta a fost prezent pentru a doua oară la Grințieș, a participat și la prima ediție. Anul acesta, invitat special a fost Vasile Arhire, de la TVR Iași, care are o emisiune Descripție o Moldavie. A fost un concurs de muzică folk, artiști de renume, dar și multe ploi și tunete. A doua zi au fost întreceri haiducești, călărie, bestie, tras de butuci, aruncarea baltagului, iar ca prezență remarcabilă Viorica Macovei. O furtună a inundat Poiana și a rupt drumul. Grințișenii s-au mobilizat și au reușit să-l refacă pentru a treia zi de festival, astfel încât copiii din Broșteni, Tulgheș, Corcu, Ceahlău au putut să participe. A fost o paradă a costumului popular, cum rar s-a întâlnit pe aici. Au fost premiați copiii de la muzică folk,
cei de la muzică populară, dar și gospodarii care s-au întrecut la călărie, la tras bușteni cu calul, l-a aruncat baltagul, iar cei prezenți au putut să guste cea mai gustoasă mâncare din zonă. Concurs de asemenea a fost pentru cel mai frumos animal, cel mai frumos costum popular. Sperăm și ne dorim ca la anul să fie din nou festival în Poiana lui Vasile cel Mare cu cântec, dans și voie bună. Așa cum puteți vedea din imagine. Vă rog să urmăriți. Urmează doamna Tofan, bibliotecar la Biblioteca Mihai Eminescu Picasso. Bună ziua și bine v-am găsit! Prezentările au fost făcute, așa că am să vă prezint proiectul pe care l-am făcut despre vărărit. Vărăritul meșteșug pe cale de dispariție. Am ales să fac această lucrare despre vărărit. Ca multe altele sunt, și acest meșteșug, ca multe altele, sunt pe cale să dispară. Vărăritul a fost de-a lungul vremii una din ocupațiile de bază a statelor din zona Băii Bicazului, mai întins practicat într-o perioadă mai apropiată zilelor noastre, pe la mijlocul secolului trecut. Moștenit din tată în fiu, meșteșugul a devenit până în zilele noastre cuptoarele încălzind zona ca cupercile după ploaie. Vărarii, acești adevărați sparmă piatră, aidăma celor din poveștile copilăriei, transformă ca niște alchimiști roca dură de calcar în pastă albă și moale atât de utile economii casnice. Acum au mai rămas câteva vărării și poveștile lor. Am pobosit în satul Țepeșeni, unde am stat de vorbă cu membrii unei familii de vărari, care tocmai descărcau piatra de calcar în jurul vărăriei dintr-o remorcă de tip aro. Încă mai mențin focul viu al acestei preocupări, ducând mai departe tradiția. Emil Țepeș, meșterul, ne-a povestit că de dimineață a scos varul din cuptor, iar la prezența noastră pregăteau piatra pentru o nouă încărcătură. A învățat acest meșteșug de tânăr pentru a-și câștiga existența și a-și întreține familia. Vărăriile din zonă au mai bine de 50 de ani. Varul ars de noi este natural, nu conține chimicale ca cel lavabil. Aici este doar piatra de calcar, focul și apa folosite la stingerea lui. Vărăritul este o muncă foarte grea, ne-a povestit Nenea Țepeș. Munca prea grea și dură nu mai atrage pe feciorii foștilor vărari să continue această îndeletnicire, tot mai puțin sunt cunoscătorii acestui secret. Piatra și focul au fost și vor fi materia primă a ceea ce se numește vărărit. Cât privește construcția gropilor de var pe Valea Bicazului, diferă de la o zonă la alta. Privite în amont, acestea seamănă ca niște cratere ce dau un clopot. În gura cuptorului totul este un spectacol de lumină, culoare și incandescență. Aerul fierbinte, greu de respirat, se copleșește. Varul este gata în momentul când fumul este albăstrui alb, iar bulgării de var au culoarea galben berzuie. Din moment ce la fabrica de ciment Pașca nu mai funcționează niciun cuptor de ardere a varului, există speranța că acest meșteșug va prinde din nou viață și nu va dispărea. Mulțumesc pentru răbdarea acordată și... Bună ziua! Mă numesc Maria Bucur, sunt bibliotecar la Biblioteca Comunală de Muc. Tema aleasă de mine și voluntarii noștri din de Muc, din care aș putea spune că au participat cel mai mult din rândul copiilor,
că, din păcate, nu i-am putut aduce aici, așa că am rugat copilașii de la dumneavoastră din comună ca să mă sprijine, să prezint filmulețul nostru. Mă bucur să vă revăd astăzi, acum după un an. Anul trecut, în aceeași zi, ne-am întâlnit cu un alt proiect, Biblioteca Văii Muntelui, unde am fost prezentă cu o altă temă. Anul acesta am ales tema copilăriei. Copilăria de altă dată și copilăria de azi. 100 de cuvinte despre copilăria de altă dată și copilăria de azi. Copilăria reprezintă pentru oricine un tărâm de poveste. Nimeni nu știe când începe și cum se termină. Știm doar că ne trezim într-o bună zi oameni mari și ne amintim apoi ce frumos era și cât de fericiți eram în acel rai care nu se mai întoarce. Trecând de la o perioadă la alta, putem spune că și copilăria este diferită. Copilăria bunicilor noștri, din timpuri îndepărtate, având neajunsurile sale. Atunci când ne povestesc momente din întâmplările copilăriei lor, în timp ce zâmbesc cu lacrimi în colțul ochilor, felul în care o spun ne face să credem că nimic din ceea ce trăiește omul nu îi se poate lua. Aceste trăiri sunt singura bogăție pe care au luat-o cu ei peste ani. Copilăria este cea mai frumoasă și mai prețioasă perioadă a vieții. Atunci când ești copil, totul pare mai ușor, mai simplu, mai viu, trăiești prin propriile fantezii, creându-ți astfel propriul univers. Însă copilăria nu are vârstă. Nu decizi când s-a terminat și devii brusc om matur. Ea durează toată viața. Frumosul din copilărie ne-a inspirat și pe noi. Am creat un filmuleț alături de voluntarii noștri. Eu nu vreau să mai lungesc timpul și am reținut copilașii aceștia minunați de la dumneavoastră din comună și le mulțumesc. Aș dori să se prezinte. Ei au avut bucuria de a ține în mânuțele lor aceste desene frumoase ale unei fetițe din comuna noastră. Fetița se numește Ancuța Covasan. În prezent este elevă la seminarul teologic Beniamin Costac din Târgu Neamț. Eu le mulțumesc copilașilor și vă doresc vizionare plăcută. Mulțumesc că m-ați ascultat. Copilașii se prezinte. Mă numesc Cristina. Mulțumesc. Mă numesc Andreea. Mulțumesc. Mă numesc Alexandru. Mulțumesc frumos. Andrei. Mulțumesc. Mă numesc Maria. Mulțumesc frumos. Iar eu mă numesc Antonia. Vă mulțumesc frumos, dragi copii. Vă mulțumesc tuturor. Bună ziua și bine v-am găsit pe meleagurile acestea. Mă bucur că sunt aici, deși n-am poposit niciodată la Grințier. Mă numesc Adriana Boboc, sunt bibliotecar la Biblioteca Ironescu Tazlău. Biblioteci Nemțene, Memorie și Cultură este proiectul ce are drept obiectiv valorificarea patrimoniului cultural local și depunerea în valoare a moștenirii și consolidarea identității culturale. Când mi s-a propus să particip la acest proiect, m-am întrebat ce-ți vine în minte atunci când spui Tazlău? Și primul lucru la care m-am gândit a fost mănăstirea, ce poartă numele localității, ctitorie din 1497 a lui Ștefan cel Mare, pe locul unei foste biserici de lemn, construită de Alexandru cel Bun. Legenda spune că domnitorul Ștefan cel Mare a zidit mănăstirea asemenea mănăstirii Putna. Există în munții Mărgurii, ce împrejmuiesc comuna Tazlău, o stâncă, de unde se spune că Ștefan a tras cu arcul, iar în locul unde se va împinge săgeata, va fi construit altarul mănăstirii, în cinstea născătoarei de Dumnezeu și a curatei nașteri, ca să fie de rugă familiei Domnului, dar și pentru oamenii locuri de bună credință, din acest colț vechi de țară, fiindcă satul Tazlău constituia un punct important la marginea de vest a Moldovei,
aici aflându-se Vama Tăzlăoană. Când am scris pe Google Grințieș, mi-a dat festivalul haiducilor și m-am gândit că comuna Tăzlău mai este cunoscută și pentru povestea ultimului haiduc al României, Mitiță Baltă, fiu de cioban, cinstit, dar sărac și năpăstuit, care își luase frații și plecase cu ei în haiducie, lăsând în urmă prăpăt prin curțile bogaților și multe legende în ogrăzile sărmanilor. Așa cum îl prezenta scriitorul tăzlăuan Constantin Ardeleanu în cartea Chetronia. Haiduc pentru unii, hoț pentru alții, Mitiță Baltă a fost până la urmă bărbat ca toți bărbații. Și astfel, ca într-un ceas vrăjit, așa cum se întâmplau mereu pe vremea aceea poveștile frumoase, haiducul s-a îndrăgostit de Maria, cunoscută ca Păunița Cotrilor, locuitoarea comunei Tăzlău. Dar nu pot să nu-l amintesc și pe scriitorul tăzlăuan Iii Mironescu, fiul spiritual al satului, în casa căruia au poposit mari personalități ale vremii, Garabeti Brăileanu, Mihail Sadoveanu, George Topârceanu, Otilia Cazimir, Păstorel Teodoreanu, Ionel Teodoreanu și Panait Istrate. De asemenea, pentru a-i cinsti memoria, școala, grădinița și biblioteca comunală poartă numele de Iii Mironescu. Consider că acest proiect trebuie continuat prin alte proiecte asemănătoare, având în vedere că tradițiile, obiceiurile și meșteșugurile din această zonă sunt un tezaur inepuizabil. Bună ziua și bine v-am găsit, reprezint Biblioteca Comunală Traian G. Teodorescu din Comuna Zănești. Mi-am ales să vorbesc în acest proiect despre Muzeul Satului. Poate vă veți întreba de ce am ales acest lucru. Explicația este una simplă din punctul meu de vedere și anume aceea că în această perioadă, ca de altfel de multe ori de-a lungul istoriei, satul românesc trece printr-o perioadă de redefinire culturală și din acest motiv are nevoie de repere, are nevoie de valori care să demonstreze anumite lucruri. Patrimoniul cultural, cel material și cel imaterial deopotrivă, nu este doar o componentă locală, reprezintă un simbol al valorilor comunității, reprezintă un reper, o sursă de informații despre istoria și valorile comunității și nu în ultimul rând un motiv de justificată mândrie. Astfel că prin grija autorităților locale, cea mai veche clădire din comună, construită în anul 1934, vechea școală de fete, a fost desemnată să găzduiască Muzeul Satului Zanea, dezvăluind și găzduind adevărate valori spirituale. După cum spuneam, muzeul se numește Zanea, de la o legendă a comunei Zănești, o mărturie extraordinar de frumoasă a unor vremuri de mult trecute și apuse. Și ideea pornind de la un învățător, un imos învățător, Petru Dumitru, care a început să colecționeze obiecte. Doar că aceste obiecte, constituite într-o colecție, au constituit prilej de vizitare numai pentru elevi. S-a întâmplat că în anul 2016, la 1 noiembrie, să fie inaugurat Muzeul Satului în prezența autorităților locale și județene, a numeroase cadre didactice, elevi, dar și cetățenii ai comunei și astfel că toți am putut să ne bucurăm de minunatele obiecte expuse aici. Patrimoniul muzeografic se constituie în aproximativ 500 de obiecte grupate pe colecții, cuprinzând obiecte de muncă, costume populare, numismatică, cusături, țesături, obiecte de cult, carte veche și multe altele și dezvăluie continuitatea, autenticitatea și existența îndelungă pe aceste teritorii. Mie nu-mi rămâne decât să mulțumesc celor care m-au ajutat, voluntarilor, dar și Consiliului Local și celor care vor să cunoască îndeaproape sufletul zăneșteanului de odinioară, îi invit să viziteze Muzeul Satului Zanea. Vă mulțumesc! Bună ziua și bine v-am găsit!
eu le-am dat și la dușman, eu le-am dat și la dușman. Chiar din am averii multă, dunghe doctorul tău uită, dunghe doctorul tău uită. Hai, da, hai, cu buza ce mai stai, măi? Hai, da, hai.
Bluză verde de negară, șalai, lai, 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 la. A ieșit bunjor în țară, șalai, lai, 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 la. Bate pradă, nu omoară, șalai, lai, 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 la. Pe ciocoi îi bag în boală, bluză verde de negară, șalai, lai, 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 la. La mitoc între hotară, șalai, lai, 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 la. Și-un bordei de răpânat, șalai, lai, 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 la. De copaci petrece, șalai, lai, la. Și-a venit
și măicuța, da să mă vedea că și ea. Și-a venit și măicuța, da să mă petrea că și ea. Auzi mândru, trenul vine, șalai lai la, plânge inimioară mine, șalai lai la. Auzi mândru, trenul vine, șalai lai la, plânge inimioară mine, șalai lai la. Auzi mândru, ori n-auzi, dar orice vede să-mi răspunzi. Auzi mândru, ori n-auzi, dar orice vede să-mi răspunzi. Auzi mândru, toba bate, șalai lai la, rămâneți cu sănătate, șalai lai la, că-i poruncă împărătească, șalai lai la, trebuie să se împlinească, șalai lai la. Seceta a ucis orice boară de vânt, soarele s-a topit și a curs pe pământ. A rămas cerul ferbinte și gol, șuturile scot din fântână nămol. Peste păduri tot mai des focuri, focuri, dansează sălbatice, satanice jocuri. Mă iau după tata la deal printre târșuri, și brazii mă zgârie răi și uscari. Pornim amândoi vânătoarea de capre, vânătoarea foametei munții Carpați. Pornim amândoi vânătoarea de capre, vânătoarea foametei în munții Carpați. Setea mă năruie, fierbe pe piatră firul de apă prelins din cișmea. Timpla apasă pe umăr, pășesc ca pe o altă planetă imensă, străină și grea. Poposim într-un loc unde încă mai sună din strunele undelor linei zvoarele. Când va scăpăta soarele, când va licări luna, aici, aici vor veni și lac se atape, una câte una, căprioarele. Spun, tati, că mie e sete și îmi face semn să tac. Amețit toare apă, ce limpede te clatin, mă simt plecat prin sete de vietate care va muri la cea s-o plin de rudate și de lege. Cu foșii învătejit, răsuflă valea, ce îngrozitoare înserare putește în univers! Pe zare, pe zare curge sânge și pieptul miroșul de parcă mâinile pline de sânge pe piept mi l-am șters. Spun, tati, că mi-e sete și-mi face semn să tac. Amețitoare apă, ce întunecat pe platin. Cu poșul învărsăjire se propară, ce îngrozitoare înserare plutește în univers. Pe zare curge sânge, da.
duce acasă.